Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. În ultimii ani a plouat cu dosare penale pentru îmbogățire ilicită. Foști președinți, miniștri, deputați, judecători, procurori și alți demnitari de stat s-au trezit cu mascați la ușă în dosare în care sunt bănuiți că au averi exagerate. Perchezițiile au fost prezentate în presă ca un mare succes și o renaștere a justiției naționale. Dar, la distanța de câțiva ani de la pornire, majoritatea acestor dosare, fie că s-au adunat în teanc pe mesele procurorilor, fie s-au înglodat în instanțele de judecată. Colega mea de la Cutia Neagră, Stella Mihailovici, a analizat evoluția câtorva zeci de dosare pornite pentru îmbogățire ilicită. În multe cazuri, cei vizați în anchete și-au văzut mai departe de viața lor pe picior larg, afișând lux și opulență. În ediția de astăzi a emisiunii, vă prezentăm cazurile fostului oligarh Vlad Plahotniuc și a oamenilor din anturajul său. Vizionare plăcută! Primul personaj din anturajul fostului lider democrat care a ajuns să fie cercetat penal pentru îmbogățire ilicită este fostul deputat Constantin Țuțu. Procurorii îi impută o diferență de 3 milioane și jumătate de lei între venituri și cheltuieli pentru perioada anilor 2014-2019, când a deținut mandatul de parlamentar. Dosarul de îmbogățire ilicită în care este învinuit Constantin Țuțu se află în instanță din toamna anului 2021. De atunci s-a plimbat la un magistrat la altul, iar pe fond nu s-a desfășurat nicio ședință de judecată. Procesul pare să nu-l deranjeze pe fostul deputat democrat. În imaginile plasate pe rețelele sociale, acesta afișează o viață de lux. Conduce motociclete și mașini de clasa premium. Merge în vacanțe și se distrează cu activități ce provoacă adrenalină la maximum. Poartă haine și accesorii de brand exclusiviste de zeci de mii de euro. Cel mai preferat brand al fostului politician este Villeneuve, un brand italian de lux. Un tricou la acest producător costă cel puțin 500 de euro, iar o scurtă de iarnă peste 3000 de euro. Fiind din colecții vechi, nu am reușit să identificăm exact piesele vestimentare ale acestui brand purtate de Țuțu. Acest video, încărcat de Țuțu cu o săptămână în urmă pe o rețea de socializare, ilustrează perfect luxul în care trăiește. Fostul deputat se află la volanul unui Ferrari, care costă circa 150.000 de euro. Este îmbrăcat din cap până în picioare în haine ale prestigioasei mărci Gucci. Chipiul pe care îl poartă Țuțu costă 340 de euro, pantalonii 1240 de euro, tricoul aproximativ 400 de euro, iar ghetele 1500. Cea mai scumpă piesă este ceasul de marca Breguet, un brand de lux elvețian francez. Accesoriul de pe mâna fostului politician este confecționat din aur de 18 carate și costă peste 33.000 de dolari. În total, doar în acest video, Țuțu poartă pe el haine și accesorii de peste 33.000 de euro, sumă echivalentă cu salariul mediu al unui profesor pentru mai bine de 6 ani. Împreună cu mașina, costul acestor bunuri depășește 3 milioane și jumătate de lei. Vă atragem atenția că prețurile la care Țuțu și-a cumpărat piesele vestimentare pot fi mult mai mari. Fiind din colecții mai vechi, noi le-am găsit în magazinele online la prețuri reduse. Valoarea mașinilor, hainelor și accesoriilor afișate de Țuțu se ridică la sute de mii de euro. Surse de încredere ale Cutiei Negre susțin că mai multe dintre mașinile și motocicletele pe care le folosește Țuțu au fost cumpărate cu bani cash de către Nicolae Baciu, un apropiat al acestuia.
Presa a scris anterior că Baciu ar locui în vecinătatea lui Țuțu, în cartierul de lux de pe strada Grenoble și ar fi implicat în contrabanda cu țigări. Contactat de reporterul Cutiei Negre, Nicolae Baciu a refuzat să ofere comentarii despre bunurile achiziționate și relația pe care o are cu Țuțu. Dumneavoastră poate ați încurcat, sunați unde nu vă dați seama unde sunați, nu mă luați așa repede la întrebări, că nu sunteți la procuratură. În primul rând, vreau să aflu de unde aveți numărul meu de telefon și apoi urmă să continuăm discuția. De la o persoană care vă cunoaște. Nu să-i dau, nu să-i dau numele acum. Nu am înțeles, înseamnă că nu avem despre ce vorbim. Domnul Baciu... Opulența afișată în pozele lui Țuțu nu a fost investigată de procurori. Oamenii legii au cercetat doar proveniența banilor investiți în construcția casei. Aceasta este locuința lui Constantin Țuțu. Este situată în imediată apropiere a unui parc. Vila de 400 de metri pătrați este proiectată în stil high-tech. Are în spate o curte frumos amenajată cu gazon și arbuși decorativi în care a fost construită și o piscină. Când am realizat filmările, piscina era acoperită. Despre luxul din interiorul casei putem să ne dăm seama din fotografiile postate de Țuțu pe rețelele sociale. De exemplu, scara surprinsă în mai multe imagini este una modernă cu balustradă din sticlă și iluminare la fiecare treaptă. O astfel de scară interioară costă 1000 de euro. La cadastru, imobilul de 400 de metri pătrați a fost evaluat la 2,7 milioane de lei. Pe piață, costul unei asemenea case este de 3 ori mai mare. De exemplu, pe un site specializat, o casă situată în orașul Codru, cu arhitectură similară, dar cu o suprafață mult mai mică și fără reparație interioară, se vinde cu 8 milioane de lei. Casa lui Țuțu, deși este una impunătoare, a fost construită în mai puțin de un an. Terenul de 6 ari a fost cumpărat în iunie 2017 de la un consătean judecat anterior pentru contrabandă cu țigări. Iar în iunie 2018 casa a fost dată deja în exploatare. Cartierul Select în care și-a construit casă, fostul deputat democrat Constantin Țuțu are acces interzis. Teritoriul a fost delimitat cu un gard și cu o poartă de fier. Din interior a ieșit un gardian care ne-a declarat că fostul deputat nu mai locuiește de mult timp aici. Cine va trebui dumneavoastră? Domnul fost deputat Constantin Țuțu. Domnul Țuțu a plecat deja de mult și nu locuiește aici, da? Nu, degeaba. Te vă spun. Asta și nimeni nu locuiește. Nu locuiește, nu de plecat. Din octombrie 2019, casa se află sub sechestru în dosarul pentru îmbogățire ilicită. În toamna anului 2021, procurorii au trimis dosarul în instanța de judecată, dar până astăzi a bătut pasul pe loc. În ultimele 4 luni, echipa Cutiei Negre a mers la mai multe ședințe de judecată în dosarul lui Țuțu. După una dintre acestea, fostul deputat a criticat acuzațiile procurorilor referitoare la construcția și valoarea casei. Procurorii din Republica Moldova, specialiști în construcții, da? În vânzări, în cumpărări? Nu este normal. Eu am declarat cât costă casa mea și asta e tot. Deci dumneavoastră susțineți că a costat mult mai puțin construcția? Sigur că da. Sigur că da, pentru că am construit-o eu personal această casă și eram implicat în procesul ăsta. Eu știu cât costă casa asta. Și eu am declarat cât costă casa. Se încadrează în veniturile pe care... Sigur că da. Potrivit declarațiilor de avere pe care le-am analizat, în perioada 2017-2019, când și-a construit și amenajat casa, fostul deputat a avut venituri din salariu și vânzarea unei mașini de circa 2 milioane de lei, la care se adaugă 30.000 de euro declarați ca donații și cadouri primite la evenimente de familie. Avocatul lui Țuțu acuză autoritățile că nu ar fi calculat corect diferența dintre venituri și cheltuieli și ar fi refuzat să facă o expertiză reală a casei. Noi am solicitat procuratorii să dispună o expertiză merceologică, să vedem noi diferența, deoarece însăși ca bază absolut nu s-a luat nicio evaluare, nicio expertiză. S-a pus doar
prietul care a considerat partea acuzării fără a avea un temei juridic în acest sens. De cealaltă parte, procurorul susține că evaluarea a fost făcută de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Deși de partea apărării se invocă faptul că nu a fost efectuată careva expertiză sau se invocă careva încălcări părții acuzării, că nu este expert și a înaintat astfel de diferențe, însă în cadrul urmăririi penale au fost făcute evaluările de către agenția, de către ARB, care și-a constatat diferența respectivă. În perioada în care a deținut mandatul de deputat, Constantin Țuțu a investit bani nu doar în casă, dar și în mașini de lux. Așa cum am arătat la început, acesta are o slăbiciune pentru autoturisme scumpe. Marca preferată este Mercedes de clasa S. A fost surprins cu un astfel de automobil în 2016, apoi cu altele două în 2017. Toate au purtat același număr de înmatriculare personalizat, având inițialele numelui fostului parlamentar. Într-adevăr, e o mașină foarte bună, frumoasă. Eu cred că un bărbat adevărat trebuie să aibă un Mercedes. Un Mercedes. Un Mercedes, fie culoarea neagră. Uite, se vorbește că ești în căutarea unui alt automobil, deci îți place foarte mult această mașină, adevărat sau nu? Da, aveți perfectă dreptate, deoarece eu nu iubesc mult timp să stau într-o mașină, adică mult. Un an, asta e maxim. Ești fericit și norocos. Da. Ultimul Mercedes a fost declarat de Țuțu ca fiind cumpărat cu 80.000 de euro. Dar în 2019, la demisia sa din Parlament, deputatul nota că a vândut mașina la un preț de 3 ori mai mare, cu 4 milioane și jumătate de lei. Două luni în urmă, ANI a emis un act de constatare în privința averii lui Constantin Țuțu. Documentul arată că în perioada în care a fost deputat, Țuțu a condus mai multe mașini scumpe cu drept de folosință gratuită. E vorba de alte trei Mercedesuri, o Skoda Kodiaq, un Audi Q7 și un Porsche Cayenne. Unul dintre aceste Mercedes-uri aflate în folosință a ajuns subiect de știre, după ce a fost scos la vânzare cu aproape 60.000 de euro. Deși Țuțu nu s-a declarat niciodată proprietar al mașinii, în fotografii a fost surprinsă planșeta din față a autoturismului personalizată cu numele fostului deputat. Controlul recent al Autorității de Integritate a stabilit o avere nejustificată în valoare de 4,3 milioane de lei în cazul lui Constantin Țuțu. Actul de constatare a fost trimis în instanța de judecată pentru dispunerea încasării acestei sume în folosul statului. Deocamdată dosarul de la ANI nu a fost pus pe rol. În schimb, cel al procurorilor privind îmbogățirea ilicită bate pasul pe loc de aproape 2 ani. Mai multe ședințe au fost anulate pentru că inculpatul nu s-a prezentat sau apărarea a înaintat diferite solicitări. Între timp, dosarul s-a plimbat de la un magistrat la altul. Inițial, i-a fost distribuit judecătorului Petru Păun, apoi transmis pentru conexare judecătorului Ion Morozan, care avea în procedură dosarul pentru trafic de influență, în care este învinuit Țuțu. După ce Morozan s-a pensionat, o altă judecătoare a preluat cauza penală, dar a refuzat comasarea. Într-un final, dosarul pentru îmbogățire ilicită a revenit pe masa judecătorului Petru Păun. La ședința din 13 aprilie curent, la care a asistat și echipa Cutiei Negre, avocații lui Țuțu au solicitat încetarea procesului penal, invocând încălcări de procedură la etapa de urmărire penală și incompatibilitatea procurorului care a întocmit rechizitoriul. De cealaltă parte, Elena Kazakov acuză avocații de tergiversarea intenționată a procesului. Pentru acuzare, aceste cereri nu sunt noi. Aceste cereri sunt înaintate deja pe cercul 2, ori ele au fost anterior invocate, inclusiv și la judecătorul precedent la care s-a aflat cauza penală și toate au fost soluționate. Deci pentru acuzare nu sunt noi, după cum am menționat, și consider, deși suntem în ședința preliminară și au dreptul de a înainta astfel de cereri, însă considerăm un pic faptul că se folosesc nu chiar cu bună credință de drepturile sale, ori
ați văzut și personal că ați asistat în ședință, un pic se tergiversează, se invocă că nu au suficient timp pentru a le înainta, având încă 4 cereri care urmează să le înainteze. După poziția acuzării, da, este o tactică intenționată în vederea extinderii examinării cauzei. Avocații declară că acționează corect și nu au scopul de a tărăgăna procesul. Având în vedere că suntem în alt complet de judecat, cauzele au fost conexate. Acum suntem la faza ședinței preliminare susținerii cererilor noastre. De ce partea apărării este îndreptățită să susțină toate cererile care le are în acest sens, inclusiv cererile care au fost depuse anterior și care, din diferite motive, sau judecătorul a plecat în demisie sau din alte motive, nu au fost examinate și ele urmează a fi repetate în alt complet de judecat. La o ședință ulterioară din 21 aprilie, Constantin Țuțu a cerut instanței permisiunea să plece în România pentru investigații medicale. Judecătorul i-a acceptat solicitarea și a contramandat toate ședințele planificate până la data de 15 iunie. În aceeași zi, Țuțu a plasat pe o rețea de socializare un video în care apare alergând pe malul mării. La 29 martie 2022, oamenii legii au făcut percheziții acasă la Vasile Botnar, un alt acolit al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Procurorii îi atribuie lui Vasile Botnar o avere nejustificată de peste 28 de milioane de lei, bunuri imobile și mobile înregistrate fictiv pe numele unor rude apropiate sau persoane de încredere. Botnar a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții publice. A fost deputat, ministru și director al Serviciului de Informație și Securitate. Această casă a familiei Botnar a rămas în afara verificării procurorilor, pentru că a fost cumpărată încă în anul 2009. Pe atunci, Vasile Botnar avea tot o funcție publică, fiind director al Agenției Transporturilor. Casa, situată în sectorul Telecentru, are o suprafață de 400 de metri pătrați și ocupă 6 ari de teren. La cadastru este evaluată la peste 3 milioane de lei, un preț de cel puțin 3 ori mai mic decât cel de piață. Bunurile au fost înscrise pe socrii săi. În august 2016, pe când era ministru, Botnar a mai cumpărat 2 case de alături, cu 8 ari de teren și iarăși le-a înregistrat pe socrii. Între timp, a modernizat construcțiile. Astăzi, cele 3 proprietăți sunt unite, au curte și intrare comună. Prin aceste achiziții, Botnar i-a creat probleme și soacrei sale. Pensionara de 69 de ani este judecată pentru complicitate în dosarul de îmbogățire ilicită a lui Botnar. Potrivit procurorilor, între anii 2014-2019, soacra demnitarului a avut venituri de numai 300.000 de lei, dar a cumpărat bunuri imobile de 19 milioane de lei. Procurorii au stabilit și că fiica fostului demnitar, Anastasia Botnar, are în proprietate un apartament, un loc de parcare și o mașină cu o valoare de aproape 6 milioane de lei. În perioada achizițiilor, aceasta nu a avut niciun venit și astfel oamenii legii bănuiesc că bunurile au fost cumpărate de Vasile Botnar. Toate au ajuns sub sechestru în vederea confiscării. În timpul urmăririi penale, oamenii legii au identificat și mașini deținute de Vasile Botnar în valoare de peste 4 milioane de lei. Anterior, Botnar a fost surprins de mai multe ori la volanul unei mașini de lux de model Range Rover, inclusiv la întâlnirea de taină de la începutul pandemiei, la un hotel din capitală. Aceeași mașină am surprins-o parcată și în curtea casei fostului demnitar. Prețul unui asemenea autoturism este între 50 și 80 de mii de euro.
Am mers la o ședință de judecată ca să discutăm cu Vasile Botnar despre dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită. Ședința a fost amânată din cauza unei alerte cu bombă, dar am reușit să-i adresăm câteva întrebări în timp ce fostul demnitar părăsea grăbit clădirea judecătoriei Buiucani. Dosarul înaintat de procurori, cum vi se pare? Este la comandă sau ce înseamnă asta? Nu știu dacă este la comandă sau nu, dar poate că este practic o compunere cu temă liberă. Și în judecat voi demonstra că banii sunt legați care nu ducă vădire cu familia mea împreună. Nu vă recunoașteți vina în acest dosar? Nu. Cum credeți, ce finalitate va avea acest dosar și când? Sigur că voi demonstra că totul este legal. În vara anului 2020, pe când era judecat în cunoscutul dosar privind expulzarea celor 7 profesori turci, fostul director SIS, Vasile Botnar, a achitat 380.000 de lei pentru avionul charter arendat pentru transportarea profesorilor în Turcia și alte 2,4 milioane de lei, prejudiciul pe care l-a plătit Republica Moldova în urma condamnării la CEDO pe cazul profesorilor turci. Botnar a fost găsit vinovat în acest dosar, dar a scăpat de închisoare fiind amendat cu 88.000 de lei. Ați achitat avionul turcilor din ce bani? Bani mei. Cum i-ați câștigat? Cinstit. Legal. Dar acești bani sunt destul de mulți care ați achitat pentru avion și ați achitat dumneavoastră. Din cont oficial am achitat, într-adevăr. Și declarațiile de avere corespund cu banii? După perchezițiile din 29 martie 2022, Vasile Botnar a fost arestat în dosarul de îmbogățire ilicită. Însă peste 4 luni a fost trecut în arest la domiciliu. Ancheta penală în privința fostului director SIS s-a desfășurat rapid. Peste jumătate de an, dosarul a ajuns în judecată, dar aici procesul se tărăgânează. În total au fost programate 12 ședințe. Majoritatea au fost amânate sau întrerupte din diverse motive. În timp ce la judecătoria Buiucani sunt judecați doi dintre foștii demnitari apropiați de Vladimir Plahotniuc, dosarul de îmbogățire ilicită al oligarhului s-a împotmolit la procuratură. Averea dobândită de Plahotniuc, pe care oamenii legii o consideră nejustificată, depășește 2 miliarde de lei. Acesta este cel mai complex dosar de îmbogățire ilicită, fiind vorba de zeci de bunuri imobile și mobilie cumpărate de Plahotniuc atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Cercetarea lui Vladimir Plahotniuc pentru îmbogățire ilicită s-a transformat într-o adevărată epopee cu multiple refuzuri de inițiere a dosarului și cu tergiversări constante. În 2018, procuratura a respins denunțul depus de președinta PAS, Maia Sandu. În 2019, o soartă similară a avut-o demersul liderului platformei DA, Andrei Năstase. Vom face tot, dar absolut tot, ce ne permite legislația, în limita competențelor pe care le are Ministerul de Interne, ca mai apoi, iarăși prin prisma competențelor, să transmitem materialul la Procuratura Generală, de competența căreia este examinarea acestor fapte, îmbogățirea ilicită. În iunie 2021, Serviciul de Informații și Securitate a trimis o sesizare la procuratură despre averea fostului lider democrat. În baza demersului SIS a fost inițiat un proces penal. Dar peste o lună, procuratura condusă de Alexandru Stoianoglo l-a clasat. În noiembrie 2021, procurorul general interimar Dumitru Robu a anulat ordonanța de refuz semnată de Stoianoglo și a dispus repornirea dosarului penal de către Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Învinuirea pentru îmbogățire ilicită i-a fost înaintată lui Plahotniuc în februarie 2022. De atunci, opinia publică nu a mai fost informată despre mersul anchetei. La solicitarea cutiei negre, PCCOX a precizat doar că în timpul urmăririi penale a fost constatată o diferență de 2,2 miliarde de lei între veniturile declarate de Plahotniuc și proprietățile dobândite de acesta. Alte informații a refuzat să ne ofere, făcând trimitere la secretul anchetei.
În sesizarea trimisă la procuratură, Serviciul de Informații și Securitate a informat despre achizițiile făcute de Plahotniuc în străinătate, inclusiv în perioada în care a deținut mandatul de deputat. Fusese identificate 5 mașini, un iaht de lux și mai multe vile, costul cărora depășește 145 de milioane de euro. Despre aceste bunuri, jurnaliștii de la RISE Moldova au scris cu mult timp înainte. Vladimir Plahotniuc a dobândit proprietăți de sute de milioane de lei și pe teritoriul Republicii Moldova. Majoritatea le deține prin interpuși sau companii afiliate. Despre tranzacțiile cu cele mai scumpe imobile, presa a scris de nenumărate ori. Toate aceste proprietăți se află sub sechestrul procurorilor în dosarul numit generic Frauda bancară. În această cauză, Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Recent, procurorii au anunțat că sunt gata să trimită dosarul în judecată. La solicitarea cutiei negre, Procuratura Anticorupție a oferit cifre exacte cu privire la sechestrele aplicate pe averea lui Plahotniuc. S-a pus interdicție pe 75 de încăperi locative și nelocative, 45 de terenuri pentru construcții, 15 unități de transport, 9 cote în capitalul social al unor companii, mijloace bănești din 4 conturi bancare și 3 creanțe. Totodată am aflat de la procuratură că niciuna dintre mașinile sechestrate nu a fost ridicată și plasată la vreo parcare specială în vederea ulterioarei confiscări. Mijloacele de transport pe care sunt aplicate sechestre nu sunt transmise în administrarea ARBI, condiție de bază pentru inițierea procedurii de valorificare anticipată. O parte din acestea se află peste hotarele Republicii Moldova, iar Procuratura Anticorupție a formulat comisii rogatorii în acest sens. O altă parte dintre mașini sunt utilizate în procesul de producție. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, susține că se lucrează mult pe dosarele de îmbogățire ilicită, dar resursele procuraturii sunt limitate și ar trebui concentrate pe cazurile de corupție mare. Vă pot spune din experiența care o avem, deci nu-i simplu să demonstrezi, să faci o analiză complicată, financiară, despre modul de viață a persoanei, ce bunuri are inclusiv în Moldova și peste hotare, ce cheltuieli are. Deci noi, Procuratura Anticorupție, împreună cu CNA, împreună cu ARBI, deci agenția responsabilă pentru recuperarea bunurilor infracționale, deci lucrăm, dar iarăși avem resurse limitate, sunt doar câțiva oameni care au deci lucrează la aceste cazuri. Eu, din punctul meu de vedere, cred că Procuratura Anticorupție împreună cu CNA am reușit să avem rezultate intermediare, eu cred că așa le putem spune, pentru că noi am reușit să terminăm urmărirea penală, să ne asigurăm că avem suficiente probe, să le trimitem în judecată. Și mai departe, ce se întâmplă pe rol, noi nu aveam control, deci asupra cât de repede se desfășoară o judecată. Noi, ca instituții, să reușim să avem așa fel de rezultate pe așa feluri de cazuri de rezonanță, trebuie să putem să ne concentrăm resursele anume pe aceste cazuri și nu pe cazuri cu corupția de 500 de euro sau ceva mai simplu.
În ediția de săptămâna viitoare vă povestim despre alți apropiați al lui Plahotniuc cercetați pentru îmbogățire ilicită. Vă vom invita într-o excursie virtuală la vila de poveste a fostului ministru de interne Alexandru Jizdan. Apropo, proprietatea a fost amenajată în perioada în care Jizdan era anchetat penal. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și te-ați spistrăiți. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obiectiți. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă. Netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Le cere așa și se murează în procuratură. С одного бита двух не биты. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Теперь конвенция с доминатор. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. S-a depășit etapa unui teribilism simplu. Moldovia, в экономическом плане, более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют и даже работающим. Я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч в 22:30 на ТВ8. Thank you.
sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavka, doar la TV8. 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20.00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și de-ți străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Tot scumpiesc, scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu... Despre dosarele de îmbogățire ilicită și cum se face că cei care sunt vizați în astfel de dosare în continuare duc o mod de viață de lux și nu au nicio fel de frică de procuror, discutăm în cadrul acestei părți a emisiunii cu invitata din studio, Cristina Giubotaru, expert anticorupție. Bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Bună seara, bine v-am găsit. Haideți să discutăm despre ce se întâmplă cu aceste dosare, care este istoria acestor dosare în îmbogățire ilicită. Noi am stat și am numărat în perioada 2021-2022 Procuratura Generală Anticorupție, PCCOC, s-au pornit în total 75 de dosare pentru îmbogățire pentru îmbogățire ilicită. Dintre ele doar 4 au ajuns în judecată. Celelalte 8 au fost clasate și încă 62 sunt la faza de urmărire penală. De ce avem atât de multe dosare și atât de puține transmise în judecată? În primul rând, nu există nici un precedent cu finalitate în instanța de judecată. Există, din câte decizii eu cunosc, finale, un singur caz cu condamnare în prima instanță, dar nu este soluția noastră definitivă și irrevocabilă, de asta deocamdată nu se pune, nu știm ce o să fie până la urmă. Deci precedente nu prea avem. Poziția instanțelor de judecată, cum abordează probatoriu pe așa tipuri de dosare, nu prea există. După mine, ideea de a introduce infracțiunea de îmbogățire ilicită în codul penal este una bună, dar felul în care el a fost pus în aplicare trezește foarte multe suspiciuni că de multe ori pentru îmbogățirea ilicită au fost atrași la răspundere nu neapărat persoanele cele mai mult îmbogățite ilicit, ci oarecum persoanele în raport cu care există unele dubii că ar exista motiv de răzbunare din partea cuiva. Sigur că atunci când vorbim la nivel politic, oricând poți speculezi că s-a schimbat puterea, că sunt concurenți politici, oricând. Deci mai puțin mă interesează dosarele din îmbogățire ilicită când este vorba despre politicieni, mai ales dacă e vorba despre un lux etalat, vizibil, deci aici considerentele de genul răzbunări politice
de regulă sunt mult mai prudentă să fac, adică, să fac aceste concluzii. Că că credeți că sunt judicioase aceste dosare pornite în privința politicienilor? Nu vreau să grăbesc cu concluzie în acest sens. Deci atunci când vedem un actual sau fost politician cu averi vizibile, nu m-aș grăbi să plec urechea la speculațiile că ar avea neapărat, da, că ar avea neapărat o motivație în primul rând politică. Uh-huh. Dacă vedem niște persoane mai cu o avere discutabilă care s-au regăsit în asemenea dosare de îmbogățire ilicită, atunci îmi pun întrebări. Eu, de fapt, mai mult în privința magistraților am observat această tendință că nu neapărat judecătorii cu cele mai, sau procurorii cu cele mai mari averi au fost vizați de asemenea dosare. Au fost și, dar sunt destul de multe cazuri când există judecători despre care presa a scris mulți ani la rând, le-au filmat imobilele, mașinile și cumva nimeni nu a observat o problemă, nimeni nu s-a autosesizat. Despre alții care nu aș spune că ar fi în avangarda magistraților cu cele mai luxoase averi, uh-huh, totuși s-au trezit cu dosare. Ce, aveau pică procurorii pe ei? Sau? Nu pot să spun cine a avut pică, doar că trezesc îndoiele aceste dosare. Cine a avut, nu vreau să spun că noi vorbim despre cineva a avut pică sau nu a avut pică. Cert este faptul că ele nu sunt credibile. Uh-huh. Deci unele dosare, în general, dosarul de îmbogățire ilicită, dacă este instrumentat în privința unor persoane care au averi despre care s-a scris, nu doar că s-a scris, dar din ceea ce s-a văzut, ceea ce s-a scris, este evident că vorbim despre un lux. Atunci, da, dacă e vorba de un lux inexplicabil, când nu avea de unde să, nu puteau să existe surse alternative. De asta, uneori, nu neapărat noi știm despre toate proprietățile pe care le are cineva, da? Aparent, el pare modest și se pot duce procurorii și ofițerii de urmărire penală să descopere că omul care părea modest, de fapt, are foarte multe averi pe care le ascunde. Sincer, motivația unei persoane corupte, ori noi asta bănuim în primul rând când vorbim despre îmbogățire ilicită, noi presupunem că modul, stilul de viață care îi depășește cu mult posibilitățile obține, este procurat din venituri obținute din activități de corupție. Da? Deci da. Este o, atunci când nu poți să-i demonstrezi la modul direct când a luat mită și de câte ori, dar vezi că are o avere mult peste posibilitățile sale, atunci normal că ai o presupunere indirect în acest sens. Corupții, din studiile, analizele, observațiile mele de ani de zile, corupții au ca și motivație primară dorința de a trăi, de a avea un mod de viață luxos. Deci din ăștia care umblă cu ciorapii rupți și au milioane sub saltea, nu prea. Deci sunt cazuri extrem de rare, nu este regulă. Regula este că cel care ia mită patologic, vrea să trăiască bine și mai mult decât atât îi place să arăte lucrul ăsta, să-i etaleze. La ce bun să fii bogat, să fii moldovan mai ales și să nu arăți la toată lumea ce mașină frumoasă ai, ce casă frumoasă ai. Da? Deci asta de fapt este și felul în care de multe ori presa reușește să documenteze, deci doar verificând rețelele sociale și deja poți să-ți dai seama. Deci oamenii care au înclinații spre un, de cei care iau mită
Nu vorbim de supraviețuire, fiindcă asta e mai complicat de demonstrat, dar când vorbim despre cei care au o înclinație patologică de a avea mulți bani, ei se trebuie și iată, noi aici ajungem la cazul lui Constantin Țuțu, care este fost deputat și care are un dosar pe îmbogățire ilicită. Dosarul este deja în judecată. Și pe noi de ce nouă ne-a atras atenție cazul Țuțu? Pentru că el este exact ceea ce ați descris. Este prototipul ăsta descris, care duce un mod de viață super luxos, nu se închisește să-l prezinte, să-l afișeze pe rețelele de socializare, și el și soția sa. Noi doar într-o singură poză în care apare Constantin Țuțu, am socotit că pe el are haine și accesorii de 30.000 de euro. Asta ar însemna salariul unui profesor pentru câțiva ani înainte. Deci omul odată a ieșit la plimbare cât adună un profesor în câțiva ani de zile. Plus mașina, care câteva zeci de ani ca să poți să câștigi. Afaceri mari noi nu știm să aibă, cel puțin el nu le are înregistrate. Premiile sportive, el nu mai este un sportiv care are performanțe deosebite și poate să indice. Da, care să vorbim că ar fi vorba de milioane. Înțeleg, da. El cândva a prezentat niște premii la niște competiții pe când era deputat, justifica Mercedes-urile cumpărate, dar chiar și acele premii care nu mai sunt, ele s-au terminat, nu pot să justifice tot parcul de mașini pe care îl are, toate colecțiile de haine de la Gucci și alte branduri pe care le poartă. Și totuși, ce au găsit procurorii ca diferență de între venituri și proprietăți în cazul lui Țuțu sunt câteva milioane de lei și se referă doar la casa pe care și-a construit-o. De ce nu se... Deci senzația este că nu se investigează tot, da? Adică nu se uită la întreg stilul de viață a unei persoane. Pentru că uneori casa s-ar putea să nu fie cel mai scump lucru pe care îl are o persoană. Sau mașinile, da? Uneori poți să ai un ceas care valorează cât jumătate de casă. Înțeleg. Oricum, imobilele și autoturismele sunt probabil că cele mai vizibile și au o anumită stabilitate. O haină o arunci, o dăruiești, e foarte ușor scapi de ea. Cumva mai complicat când vorbim de case și mașini. Oricum sunt tranzacții care lasă urme. Bun, mașina și poți să zici că ai incomodat, dar casa, maioul sau pantalonii, nu poți zici că e împrumutat pentru Nu, eu înțeleg. Eu am în vedere că pentru, în primul rând, metodologia de a calcula diferențele dintre venituri și cheltuieli sunt încă relativ noi, fiindcă acest tip de dosare nu se investigează de foarte mult timp. Eu înțeleg că nu, decât să înaintezi o acuzare pe anumite lucruri care ar putea fi ușor manipulate, de care ușor scapi până ajungi să examinezi în instanța de judecată, este mai bine să mergi pe lucruri care sunt mult mai sigure, care sunt, până la urmă, nu se vor schimba. Și imaginați-vă că se ajunge la confiscare. Vă dați seama, când vorbim despre confiscarea unei case și mașinii, una, când vorbim despre tricouri, este altceva. Doi, dumneavoastră ați numărat acum ținuta vestimentară, da, la ziua de azi. El nu mai este deputat de o perioadă de timp. Exact. De 4 ani sau ceva de genul ăsta, da, aproape. Asta era un... Ok, continuați, că următoarea mea întrebare este legată de asta. Exact. Deci, înțeleg că, tot din materialul dumneavoastră, că acele diferențe care au fost calculate, au fost calculate pentru perioada 2014-2019. Exact, când era deputat, da. În perioada cât era deputat. Pentru că îmbogățirea ilicită poți să o... Dependența persoanelor publice. Exact, cu demnitate. La moment, el nu mai este persoană publică, de asta înțeleg ce vreți să spuneți, că de unde o persoană care nu mai are nici activități, afaceri și mai departe, de unde o asemenea persoană ar putea să aibă venituri, pentru că dumneavoastră înțeleg că presupuneți că ar proveni tot din perioada în care era persoana. Nu știm publică de unde provine. Este clar că veniturile supoziția noastră este că veniturile pe care le obține în prezent nu pot acoperi
tot luxul pe care îl afișează. Atunci problema respectivă, nu, vă dați seama că pentru procurori ar fi aproape imposibil să demonstreze că veniturile la obiectele pe care le are astăzi provin de ceea ce de acum 4 ani în urmă. De asta ceea ce ei pot cu certitudine proba, eu înțeleg că asta se incriminează. Dacă ar fi încă în funcție, eu înțeleg, ar fi probabil că s-ar pune problema numărării costului accesoriilor, hainelor, chiar dacă sunt niște bunuri mobile mult, de care mult mai ușor poți scapi sau pe care mult mai ușor poți să le, nu știu, transformi, dărui, nu știu, să faci, îi dai foc la un tricolor, nu mai demonstrează nimeni ce era, că nu era zoom pe brandul, okay, că el e de brand sau el e o replică, nu mai știe nimeni. O casă și mașina e altceva. Situația care o descrieți dumneavoastră mai degrabă ar tinde să fie o chestiune care ar putea să preocupe fiscul. Noi, în afară de... Deci, în Republica Moldova avem, de fapt, mai multe modalități prin care pot fi constatate diferențele dintre venituri și proprietăți. În funcție de statutul persoanei și procedura este diferită. Deci, pentru o persoană fizică care nu este o persoană publică, cum este statutul dumnealui la moment, sau, mă rog, oricare altă persoană, nu neapărat vorbim despre el, dar când nu este o persoană publică, iar veniturile, deci, nu venituri, cheltuielile pe care le suportă depășesc aparent considerabil veniturile, este o chestiune care trebuie să ne preocupe fiscul. Evaziune fiscală, da? Fiscul, și noi avem modalitatea, există procedeul despre care eu nu prea am auzit să fi fost aplicat, evaluarea indirectă. Deci atunci când fiscul nu-ți poate demonstra de unde tu ai luat bani, ei pot evalua indirect cât tu ai cheltuit sau ceea ce tu ai cumpărat, de unde de unde ei înțeleg că chiar dacă ei nu văd care sunt venituri, ei înțeleg că tu asemenea venituri ai avut. Și atunci ei evaluează indirect venitul pe care tu l-ai avut ca să-ți permită să cumperi anumite bunuri și te pun să plătești impozit de pe această sumă proveniența veniturilor cărora nu poate fi surprinsă decât și noi avem astfel de cazuri? Da, nu prea știu eu. Bun, noi să se folosească de evaluarea indirectă a veniturilor persoanelor. Dumneavoastră ați auzit de această noțiune de corupție englezească, da? Pănuiesc că ați auzit, da? Când corupții din sistem nu iau mită, ei nu iau beneficiile pentru anumite servicii pe care le prestează, dar în momentul în care pleacă din funcția publică, în momentul acela îi se oferă toată recompensa. E un fel de, trebuie să ai încredere, da? Cu cine face astfel de târguri. Dacă ar fi aplicată în Republica Moldova, astfel de cazuri pot fi demonstrate. Iată, dacă tu stai cu minte în banca ta, ești modest, ești deputat, te comporți fără ieșire. Și în momentul în care ai plecat, îți cumperi Porsche-uri, Ferrari, avioane, iahturi. Știți, asta era logica atunci când anterior regimul declarării averilor și intereselor personale pentru persoanele, deci era extins și pentru anul următor după ce ai părăsit funcția publică. Ca să poți ieși el. Deci persoana când vine într-o funcție publică declară averile în momentul în care vine. Da, și când pleacă. În momentul în care pleacă. Anterior legea prevedea că și un an după ce a plecat la fel trebuie să depună această declarație. Nu mi-am amintit cineva să depus un an după. Ba da, erau. Erau? Se depunea. Pur și simplu, probabil că nu era foarte interesant pentru presă. Ba da, noi mai sunt cazuri când verificăm peste mulți ani. Poate încă nu era. Eu acum nu mi-am amintit bine. Poate încă nu era sistemul electronic și nu erau afișate. Eu nu mai știu. Nu mi-am amintit acum bine. Dar anterior Legea prevedea și depunerea acestor declarații un an după ce persoana a plecat din funcție, ceea ce permitea să faci oarecum această măsurare despre care vorbesc dumneavoastră. Să vezi cu ce greutate a intrat într-o funcție publică și cât avea momentul în care pleacă. La fel, dacă s-a mai întâmplat ceva neobișnuit de
fericit în viața unui fost funcționar, puteai să mai vezi la distanță de un an, de un an de zile aceste declarații. Acum ele au fost anulate, ele nu mai există. Așa, de asta, și atunci? De asta, oarecum, această monitorizare de pe persoanele publice la un timp după ce pleacă nu mai este. Așa. Deci ar fi logică, măcar din perspectiva faptului că există restricții post-angajare, pantuflajul, care la fel te mai urmărește un an de zile după ce tu pleci dintr-o funcție publică în anumite situații. Da. Casa este cea care a atras atenția procurorilor și în cazul căreia au depistat această diferență între câte venituri a avut și cât de fapt ar costa această casă. Da? Și aici există o mare problemă între ce spun avocații lui Țuțu și ce spune și Țuțu, pe de o parte, și pe de altă parte procurori. Ori Țuțu spune, deci procurorii sunt specialiști în vânzări, în construcții, știu cât costă o casă, același lucru spun avocații, dar noi vrem să vedem o evaluare independentă. Ce fel de evaluare a făcut procuratura și a stabilit? Noi putem să vă aducem altă evaluare care să arate alt preț. Și după ce am ascultat aceste lucruri, mi-am amintit de un interviu mai vechi făcut cu Alexandru Jizdan, care, mă rog, se va regăsi săptămâna viitoare în investigația noastră cu un alt bun pe care l-a construit în timp ce era sub urmărire penală pentru îmbogățire ilicită, dar atunci discutam despre casa dumnealui și domnul Jizdan explica cât de greu și-a construit casa, care tot este una luxoasă, dumnealui fiind în perioada aceea angajat, simplu, când nu era ministru, când și-a construit casa era angajat în poliție și spunea cum a venit să-l ajute prietenii, cu materiale de construcție, toți împreună au pus piatră pe piatră, au făcut construcțiile. Așa poate să zică și Țuțu. Păi au venit toți prietenii mei sportivi, fiecare câte o căldare de ciment și am construit împreună această casă. Nu, asta e, oricum este ridicol, depinde... Depinde. Dar pot să demonstreze. La țară, oamenii cândva, într-adevăr, făceau o clacă și construiau toată mahala, ajutau la construit unii case. Totuși, nivelul de complexitate a aptitudinilor, bine, și a deprinderilor care existau la, nu știu, bunei, străbunei noștri care își făceau, într-adevăr, și dedicau casa cu propriile mâini, nivelul de pricepere necesar atunci, tehnologiile și nivelul de sofisticare a celor case, cred că nu se compară. Eu înțeleg. Deci noi, sigur că nu ne vine să credem că un astfel de argument poate trece. Dar poate fi demonstrat contrariu? Eu cred că da. Evident. Ok. De la Țuțu, haideți să trecem la Plahotniuc, pentru că dosarul care vizează pe el, pe îmbogățire ilicită, eu înțeleg că e cel mai mare. El este mai mare decât toate celelalte dosare pe îmbogățire ilicită ca și valoare. Procurorii zic, au depistat o diferență de circa 2 miliarde de lei. Da? Și aici sunt puse la pachet proprietăți din țară, de peste hotare, case, vile, mașini, iahturi, de toate, avioane, de toate. Ce s-a întâmplat cu acest dosar până în prezent este... nu pot să zic că este inexplicabil. Pentru noi nu este normal, dar pe noi nu ne mai miră pentru că se întâmplă în Republica Moldova. În 2018-2019 procuratura a refuzat să pornească dosar. În 2021, urmarea unui aviz sau unei, mă rog, note informative venite de la SIS, se pornește un proces penal. Peste o lună, Stoianoglu, procurorul general, decide să blocheze acest dosar, emite ordonanță de refuz a urmăririi penale, pentru ca în toamnă să se schimbe procurorul general, să vină Dumitru Robu și să repornească acest dosar penal. Dosarul în continuare este în procuratură. Iată, după astfel de traseu al acestui dosar, putem să ne facem speranțe că dosarul va ieși vreodată pe ușa din fața procuraturii și se va duce în judecată? Și cum vă explicați atât ce s-a întâmplat? Pe timpul lui Plahotniuc nu am întrebări. Mi-e clar de ce așa s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat lucrurile astea după ce Plahotniuc a fugit din țară? Eu nu aș face deocamdată concluzii referitor la... Eu nu știu care era nivelul de documentare
la momentul la care existau soluțiile anterioare, erau ele documentate? Ce spuneți dumneavoastră? Case, mașini, bani, așa mai departe? Ele, erau multe investigații jurnalistice care arătaste. Investigația jurnalistică, tu nu poți anexezi la dosar doar... Poți, dar este un punct de pornire pentru procuror. Poți începe o investigație penală după asta. Eu sunt de acord, da. Tu poți să pornești o investigație penală. Dar tu oricum ai nevoie de, mai ales dacă vorbim despre proprietăți de peste hotare, e vorba despre comisii rogatorii, care durează, confirmări, deci nu este foarte simplu să obții toate aceste materiale, toate aceste informații. Arbio a fost creat în 2017, a început să se miște mai intens oricum peste un an, doi, trei de la creare, pentru că de-abia legea a apărut la mijlocul anului 2017. Eu cred că Șarbiu are partea sa de documentare și aplicarea sechestrelor și așa mai departe. Deci ei oferă o expertiză mult mai bună în a face un asemenea tip de evaluări, a obține informații de peste hotare. Apropo, și referitor la ce spuneați mai devreme cu apărarea în cazul domnului Țuțu, care contestă faptul că ar fi constructori specialiști în vânzări și construcții procurorii. Din cât eu îmi dau seama, pe toate tipurile astea de dosare există... Arbiu a făcut evaluarea. Există evaluări, da, pe care le face Arbiu și ei au o anumită specializare. Deci am înțeles. Nu, lucrurile nu apar chiar atât de simplu. Bun, în cazul acestui dosar prezintă. Concret, Plahotniuc, dosarul este în gestiunea unui procuror tânăr, dintre cei care, dacă nu se fac modificări în... Dacă intră amendamentul în care este acum în discuție în Parlament, înțeleg că... Procurorii delegați. Da, cu procurorii delegați, această procuroră s-ar putea să fie nevoită să plece, să transmită acest dosar mai departe. Și atunci se ia de la zero. Ce se întâmplă mai departe? Eu am văzut în emisiune la dumneavoastră pe procurorul general interimar, domnul Munteanu, care... Acum a explicat de ce procurorii cu o experiență mai mică de 5 ani și chiar procurorii anume în funcție delegată pot să aibă performanțe. Pentru că ei, una, sunt tineri, vor să demonstreze, ei vor să demonstreze că sunt buni, că dacă li s-a încredințat niște dosare peste posibilitățile, hai să spunem, peste posibilități la care te-ai aștepta la un procuror cu experiență mai mică. Ei vor să demonstreze că pot, ei au un grad de entuziasm. Entuziasm, care e specific tinereții. Și în principiu, dacă procurorul are o pregătire teoretică bună și are și o anumită experiență, are niște procurori mai cu experiență pe post de mentori, deci are suficientă independență și este oricum înconjurat de procurori cu experiență, ar putea într-adevăr să miște. Eu cred că asta este ceea ce s-a întâmplat și mie mi s-ar părea periculos. Mie mi s-ar părea periculos într-adevăr să dacă nu s-ar ține cont de situația, eu exact de tipul ăsta de dosare încercam să bat alarma că un asemenea proiect de lege, într-adevăr, ar putea să perturbeze mersul unor dosare care se pare că unele din ele s-au mișcat. Că e bine documentat, că nu e bine documentat, o să se vadă în instanță. Cel puțin că e mai mult voință în cadrul acestor dosare, evident, este vizibil lucrul ăsta, pentru că... Ok, am înțeles. Noi vom continua discuțiile despre dosarele de îmbogățire ilicită în cadrul emisiunii de săptămâna viitoare, când vom prezenta un alt episod din investigațiile care vizează persoanele, granzii cercetați penal pentru îmbogățire ilicită. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.